Vă salut, vă salut cu tot dragul, pe toată comunitatea, pe toți oamenii frumoși. Știm destul de bine că suntem cea mai frumoasă comunitate, cei mai respectuoși oameni și n-am intrat niciodată în conflicte de-astea negative cu absolut nimeni și ăsta e un lucru foarte frumos și suntem de apreciat și observ în multe mesaje și observ și pe Messenger, vă spun așa, care lumea apreciază și mă apreciază pentru lucrurile astea și mulțumește că n-am intrat eu mai ales în conflicte cu alte persoane care tot caută ceartă, caută balamucuri, că am văzut că este la modă lucrul ăsta și v-am promis că niciodată pe YouTube, atât timp cât o voi face YouTube, n-am să intru în polemici de-astea negative cu anumiți indivizi. Fiecare face treaba lui, fiecare își face cum consideră contextul lui și nu mă interesează de absolut nimeni. Până în momentul când cineva se agață de mine. Din momentul când cineva s-a agățat de mine, eu spun cu sinceritate că mă voi agăța de el și îi voi spune în față adevărul despre persoana respectivă. Da, să-i dăm drumul. Înainte de astea, vă mulțumesc la toată lumea, din tot sufletul, pentru mesajele frumoase, pentru toate urările care mi le-ați oferit de ziua mea. N-am cuvinte să mulțumesc cât de mult m-a bucurat lucrurile astea, mesajele frumoase care eu le-am primit de la voi, de la comunitatea noastră de oameni frumoși și respectoși. Vă mulțumesc încă o dată și să-i dăm drumul la un vlog frumos și sincer, așa cum v-am învățat eu de la început, de când fac YouTube. Țin să vă anunț că sunt la o baltă privată, nu-i dau numele acestei bălți, am venit un pic așa la pește, este foarte, foarte cald, am venit să mai mă descrețez, să mai mă relaxez un pic, că așa este normal. E foarte frumos, foarte cald afară, n-avem ce să facem, e caniculă, bem apă rece, ne hidratăm cât de mult putem, că este cel mai bine lucrul ăsta și hai să-i dăm drumul la un vlog legat tot despre comandantul de secție, să poată să înțeleagă toată lumea cum și ce fel să face lucrurile în pușcărie. V-am spus că la clubul penitenciar, orice penitenciar are clubul lui, are un club desemnat și fiecare comandant de secție scoate secția lui când consideră și când are el timp, să spunem așa, mai degrabă așa să-i spunem, când are el timp, scoate șefii de cameră și discută diferite probleme cu ei. Dar ce vreau eu să vă spun, comandanții de secție sunt foarte buni, foarte prietenoși și indiferent cât ar fi ei de răi pe parcursul detenției, când e vorba să vie câte o comisie, deci câte o comisie rețineți, comisiile se formează de sus din direcția ANP-ul și când vine comisiile din ANP-ul, să spunem așa, ei atunci vine, umblă și prin cameri comandanții de secție, ofițerii, directorul penitenciarului, ne scoate la club și la fel, propune și zice subtil, frumos, așa într-un mod elegant, gândiți-vă bine că voi aveți nevoie de noi și noi vă stăm la dispoziție și vă ajutăm când aveți nevoie de o vizită la masă, de o vizită prelungită, de un conjugal. Nu e bine să se audă ce se întâmplă în penitenciare referitor la mâncarea, la hrana proastă. Asta bate ei mai mult așa. Pentru că pe tot parcursul, depinde când se face comisiile astea, poate să fie și la o dată pe un an și de 3 ori pe an sau o dată la 2 ani sau la 5 ani, poate să fie câte o comisie de asta ANP-ul, dar în momentul când vine comisia din ANP, atunci comandanții sunt foarte băieți cum să cade, foarte băieți buni așa și băi, să nu se audă ce fel e mâncarea, ce fel e asta, că din cauza bugetului, că din cauza nu știu ce, că din cauza nu știu cum și nu e bine să ne punem bube în cap, că pe urmă se pune pe noi și va fi greu și de noi, va fi greu și de voi, adică sperie într-un cuvânt, așa să spunem, care sunt mai slabi de îngeri, că sunt și de ăștia care sunt mai slabi de îngeri, sperie lupul cu blana oii, să spunem așa. Vă dați seama că eu spun din punctul meu de vedere, întotdeauna când am întâmpinat câte o chestie de asta, câte un lucru de asta de comisie, indiferent că era din ANP-ul sau era, chiar a fost și comisii, cum să spun, amestecați așa și cu români și cu străini,
veneau de la diferite penitenciare din străinătate sau după la drepturile omului, tot la fel din străinătate, cu delegații români și încercau să mușamalizeze așa treburile și să evite să se audă lucrurile grele și lucrurile urâte din penitenciarele române. Chiar m-am înțepat odată de niște lucruri, n-aveam cum să nu-mi dau seama, pentru că eu spuneam una și nu puteam, că nu știam engleză, să spun așa, nu știam engleză sau știam franceză, că am întâmpinat foarte, foarte multe comisii în tot parcursul detenției mele și nu aveam de unde să știu engleză, să știu franceză, că au fost și comisii care vorbeau engleză, comisii care vorbeau franceză și nu știam. Și întotdeauna aducea câte un translator și câțiva reprezentanți români pentru a face legăturile și pentru a comunica unii cu ceilalți. Eu mi-am dat seama odată într-o chestie, eram pe la Poarta Albă și la fel a venit o comisie, tot la fel de străini, și eu povesteam una și cel care, translatorul, spunea alta. La un moment dat mi-am dat seama că mai erau în cameră 2-3 băieți care nu că știau neapărat foarte, foarte bine engleză și mi-a făcut semn așa că, adică, băi, n-are nicio treabă ce spui tu cu ce traduce ăsta lui ăștia, înțeles? Și de față cu comisia, jur pe viața mea că am fost foarte, foarte curajos, i-am spus, băi, frate, păi tu traduci ce spun eu sau traduci ce vrei tu? Atunci de ce ai mai venit cu comisia aici? La un moment dat ea s-a panicat așa, a rămas uimiți, așa s-a speriat să zic mai mult de gestul care l-am făcut eu față de ăștia reprezentații români și i-am zis, băi, mai bine nu mai vineți, ieșiți dracu afară de aici, de brablile dracu, că sunteți buni numai să mușamalizați treburile și de-aia penitenciarele sunt urâte, de-aia penitenciarele sunt mizerabile, de-aia mâncarea este proastă, de-aia condițiile sunt foarte, foarte degradante. Și voi nu mai vă bateți joc de noi și nu faceți nimic bun. Dar în schimb aveți pretenția când veniți cu astfel de comisii, noi să fim cei exemplari, noi să fim cei bine puși la punct și să ne îndoctrinați voi pe noi cu fel de fel de minciuni de astea, să spunem ca voi și să eu unul nu spun ca voi. Și am arătat în semne, așa să spun, am arătat în semne mâncarea, lăturile și chiar am spus la unul care știa cât de cât știa acolo să lege 2-3 vorbe în engleză, spune că mâncarea e foarte proastă, spune că noi nu avem televizor, ne ia curentul și televizorul la ora 10, dar noi nu sunt condiții decente, nu sunt alea, că vede camera frumoasă, că perdele le-am făcut noi cu toții la grămadă, pentru că așa suntem un grup de deținuți și facem, noi ne facem camerele, noi ne formăm camerele, noi facem, punem perdeluțe, noi văruim, noi facem pe banii și pe munca noastră și ei nu ne ajută cu nimic. Ne dă câte un săpun, că aveam niște săpunuri de alea de câine pe baie, așa se dădea, pentru că nu putea să ia Protex, Dov sau alte minuni de săpunuri să ne dea la deținut. Dar dădea niște săpunuri chiar foarte, foarte oribile, mirosea foarte rău, frate, mirosea mortăciune ce săpunurile dădea și cea mai proastă pastă de dinți odată pe lună și cele mai proaste biguri și era un fel de ajutor așa pentru toți deținuții, nu neapărat pentru cei care nu aveau posibilitate sau care nu erau căutați să aive cum ar fi strictul necesar și cel mai ieftin șampon. Nu mă interesa pe mine lucrurile astea care ei ni le dădea nouă, pentru că eu aveam și chiar am ajutat și foarte multă lume din ceea ce am avut eu, atât cât am putut și eu. Dar să revenim la faza cu comandanții de secție, când ne scotea la clubul secției și ne ținea un fel de predic așa, da? Totul era spre avantajul lui cum ar fi, nu? Și de cum al nostru. Noi mai ridicam probleme, băi, cum am spus și în vlogul anterior, băi, ne trebuie găleată de var să dăm și noi, să facem și noi în cameră, să fie frumos. Da, s-a mai întâmplat lucrurile astea, care a fost de acord, ne-a ajutat, ne-a servit cu ce ne trebuie, pentru că lua de la cei care se ocupa cu întreținerea, că era deținuți care munceau pe la construcții, pe la diferite puncte de lucru, până penitenciar, până interior, nu vorbim de exterior, pe care îi duceau la câmp sau așa mai departe, dar comandanții de secție întotdeauna căutau să fie numai în avantajul lor și nici de cum în al nostru.
băi, o să salt, o să ridic problema, o să nu știu ce, când spuneai de anumite chestii și de anumite drepturi ale tale, ale noastre ca deținut, începea să zică, păi da, bă, dacă îmi jucați barbut și nu știu ce, păi stai, bă, că n-are nicio legătură, că jucăm noi barbut între noi și că este scandalul. Așa e pușcăria înființată, n-am făcut-o noi, n-am inventat noi barbutul și cu asta basta. Noi am venit aici cu o problemă. Lasă-ne televizorul mai mult, lasă-ne cablu, să zicem, lasă-ne cablu, lasă-ne curentul mai mult, mai face și voi ceva la mâncarea aia, bă, frate, că e prea lături, prea mizerabilă, varza aia, o băgați dracu cu butoaiele alea pe acolo de puțea, băi, chiar nimeni niciodată și chiar vă rog să vă interesați așa pe la cei care face vloguri și au contente de detenție, să spuie, dacă găsiți unul să spuie că varza este bună la pușcărie, eu atunci nu mai, deci pe bune eu nu mai fac niciun vlog, renunț la YouTube. N-are cum să fie, frate, chiar puțea foarte, exact ca la Ghena, așa puțea varza. Nu puteai să mănânci tu varza aia și băga orez în ea și cartofi, făcea un fel de ghiveci, să spunem așa, și dădea la deținut. Băi, zic, mai îmbunătățiți și voi alea, mă, mai lăsați dracu furatul, mai lăsați alea. Păi ce, bă, voi nu furați, voi nu cumpărați? Nu, eu nu fur, bă, nimic, aici ești nebun la cap, eu nu lucrez la bucătărie să fur. Eu cumpăr dacă găsesc. Nu-i normal să cumpăr în momentul când tu mă înflămânzești pe mine, nu-i normal să cumpăr. Întotdeauna ei căuta comandanții de secție să iasă ei deasupra și să fie bine pe secție și să fie liniște, dar în schimb ei foarte, foarte puțin te facilita cu niște lucruri care și alea erau din drepturile tale. Deci nu-ți dădea nimic în plus, că el nu-ți dădea să spui, bă, îți dă fripturi, că ai mărăit tu sau că vrea el să te asâmpere pe tine, îți face un platou de fripturi cu cartofi prăjiți și cu nu știu ce garnitură. Nu făcea, frate, lucrurile astea. Ei totdeauna căuta să spui, da, bă, dar tu că ai reșeu și că nu știu ce. Păi ce treabă ai tu că am eu reșeu, bă, frate? Păi da, dar cu o sucuretă. Dar și-l plătești tu, bă, ți-a ție din bani. Deci întotdeauna căuta tertipuri de-astea ca să ți închidă gura, ai înțeles? Ba, cu cabinetul spunea, bă, aveți o zi desemnată, aveți o alea, n-avem buget pentru pasile, pentru nu știu ce. Deci el întotdeauna căuta să fie ei deasupra, ei comandantul de secție și noi deținuții să fim cei supuși. Într-adevăr, e adevărat, trebuie să plătești, trebuie să, dacă ai greșit și ai făcut o infracțiune, e normal să plătești, e normal să tragi pedeapsa pentru că ai greșit față de societate, dar nu-mi îngrădi tu mie celelalte drepturi, că nu ai niciun drept. Eu n-am dreptul la viață, eu până la urmă nu mai mă lasă nici să răsuflu. Băi, fraților, voi veni în continuare cu alte vloguri frumoase, cu alte vloguri sincere, adevărate, așa cum v-am învățat eu, și vreau să spun la puști ăștia din ziua de azi să fie cu minți, să meargă la școală, să învețe o meserie, indiferent care e ea, să evite întotdeauna persoanele și oamenii nocivi din viața lor, din anturajul lor și mai ales pe cei care vede că îi trage în jos și îi trage la rău. Să fugă de acești oameni, indiferent de relația de prietenie cât ar fi între ei, indiferent cât s-ar ține ei de prieteni, să evite oamenii ăștia, pentru că oamenii ăștia nu are ce căuta în viața nimănui. Mai ales când încearcă să te tragă în jos, să te tragă la rău și să umble numai după rău și numai după rele. Așa că, puștilor, băgați la cap, fiți oameni calculați, fiți oameni serioși, mergeți la școală, învățați o meserie, bucurați-vă de viața asta, vine timpul, vă formați o familie și bucurați-vă de viața asta în continuare, că este prea frumoasă și nu vă apucați de infracțiuni sub nicio formă, pentru că pușcăria este foarte, foarte, foarte grea. Eu vă doresc o zi bună la toată lumea. Vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru toate mesajele, pentru toate like-urile care voi mi le adresați mie și mi le oferiți cu drag. Și eu în continuare vă voi oferi vloguri sincere, frumoase și adevărate. O zi bună la toată lumea, multă sănătate și hai să ne bucurăm de viața asta. Forța șacalii, suntem cea mai frumoasă comunitate, cei mai respectoși oameni și cei mai frumoși oameni noi suntem, comunitatea șacalilor. Abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul, vă aștept cu mare drag, fie fete, fie băieți. O zi frumoasă la toată lumea, numai bine, multă sănătate!